Pentru ce adun Marian aceste crenguțe? Păi o să încerc să aprind focul la sobița asta Ecozum verde. Încerc să caut niște crenguțe, să încercăm să aprindem Ecozum verde, sobița rachetă. Și ce face racheta? Păi vedem ce poate face, că nu știu, trebuie să pregătesc și să vedem ce putem Nici face. Nici noi nu știm, a? Nu știm. Este în cutie deocamdată. Producătorul spune că merge cu orice fel de crenguțe, cu conuri de brad, cu chestii care le găsești prin natură. Adică nu trebuie să vii cu sacul de cărbuni. E ok cu crenguțele care le găsești prin pădure. Salutare! Am ieșit în aer liber cu autorul Lota și să vedem ce ne-a adus Moșul. Moșul ne-a adus un grătar Ecozum, un grătar pe lemne Ecozum verde. Haideți să-l desfacem, să vedem ce conține, cum arată. Aha, mai, deci are o cutie în altă cutie. Așa. Bun. Acesta este grătarul Ecozum verde și aici mai avem un suport. Ce am văzut e pentru... Hai să vedem. Ăsta se pune aici. Aha. Da, aici ca să vii cu lemnele. Bun. Avem aici, are în jur de 6 kg, spune producătorul. Grătarul pe lemne Ecozum verde are cam 30 de centimetri și este din oțel, fontă, ceramică refractară și fibră ceramică. Greutatea, spune producătorul, că are undeva la vreo 6 kg. Văd că aici are și două mânere pentru transport. În momentul în care l-ai folosit, îl iei de aceste mânere și îl poți muta unde vrei. Avem aici un suport pe care se pun lemnele. Asta e o placă ceramică. Și aici pui lemnele. Și ăsta e suportul pentru crenguțe. Producătorul spune că merge cu crenguțe de brad, cu conuri de brad, cu crengi. O să vedem, o să-l pornim un pic mai încolo, să vedem cum o să fie. Sunt tare curios. Ce am înțeles că se folosește, dacă vrei să mai potolești tirajul, mai tragi din crenguțe. Sau dacă vrei să crești tirajul, împingi crenguțele în interior. În partea de sus aici sunt niște suporți pentru să pui oala sau se poate pune și un grătar, se poate pune o tablă, poți să faci pește, poți să faci mai multe chestii. Pare foarte interesantă și mi se pare un grătar foarte, foarte robust, solid, chiar dacă nu e foarte greu. Noi avem pregătite niște lemne de brad care să se aprindă ușor. Lemnele se pun în poziția asta aici. Și pe aici se introduce o hârtie cu care practic îi dăm foc. Și dacă vrem să potolim focul, retragem un pic din lemne, lăsăm doar puțin capăt. Lăsăm acolo puțin capetele să ardă. La fel, dacă vrem să creștem, împingem crenguțele și lemnele în interiorul locului de unde e flacăra. Asta este grătarul Ecozum verde, grătarul pe lemne și haide să vedem ce putem face cu el.
Mergem acum să punem primul produs, să-l punem pe această sobiță EcoZoom și așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Ne uităm, flacăra, tirajul e foarte bun, flacăra mare, așteptăm să facem jumările. Iar aici avem cârcotașii de serviciu. Să trăiți. Și Ioana ne aduce? Ajutorul. Wow, ne aduce lingura. Sunt curios să văd cum se simte lateralul. Deci flacăra arde. Eu pot să țin mâna lejer pe... Pe marginea sobiței. Este călduță, nu e, n-are nicio problemă. Asta înseamnă că e bine izolată. Foarte interesantă sobița EcoZoom verde. Și apare bucătarul. Doamne, dar fii atent ce bucătar. Totală încredere în el, aș mânca. Mai intră să o lasă că vine Mariana și știe ea cum ce. Wow. Eu doar fac aici pentru... Dacă s-ar înregistra și mirosul, da, apare 6G-ul și cu siguranță o să captăm și miros. O să fie incredibil. Hai la mulți ani, ce faci, frate? Salut, salut! Salutare, frate! Păi ce să fac, uite, cu EcoZoom-ul ăsta, cu grătarul ăsta pe lemne, tu ce faci? Uite, am venit să văd, să caz gura, nu-mi dai și tu ceva de băut, n-ai nimic aici. Cum, domnule? O atenție, o măsli. E de aici. Hai. Ține așa. Da, hai. Ce e asta? Ia să vedem, ce scrie aici? E lichior de fenicul, din cămara bunicului. Din cămara bunicii, lasă, nu. Ia de aici o vișinată. O vișinată, hai, iau. Ia. Bă, eu sunt cu o pălincă. Bravo. Foarte tare. Bă, e foarte mișto treaba asta. Cu lemne puține, la mulți ani, sănătate. Hai, la mulți ani. Cu lemne puține faci treabă... Da, multă. Da, da, uite, uite-te și tu. Afumă? Afumă un pic, dar producătorul, am văzut pe site-ul lor acolo că spun să folosești eventual o folie de staniol. Da, și știi? Să ai grijă cu cantitatea de lemn, pentru că dacă nu ai oală adecvată, poate topi mânerele. Da, și asta e adevărat. Mă, e prima dată când îl... Vântul destul de tare și îl ajută. Și îl ajută, da, și vezi, nu deranjează, că la grătar, dacă stăteai, trebuia să ai grijă să nu zboare, nu știu ce. Ăsta e destul de controlabil și mai bagi aici... Mai... Cu azbest și fontă, nu? Da, 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 da. Și uite, chiar e mișto. Adică e prima oară când îl folosesc și de-aia zic, trebuie să văd. Dar știi ce e interesant? Oho. Da, da. Pune, încearcă să pui mâna pe el pe lateral. Că nu se încinge. Uite, uite și tu. Deci, păi o să țin mâna. Azbest. Adică... Foarte tare. Da. Păi, te aștept mai târziu la să vii să mănânci aici ce facem noi. Da. Hai. Sănătate. Sănătate. Pentru autorulotă, pentru rulotă, foarte interesant asta. Ușor, are 30 de centimetri. Ușor de întreținut, ușor de aprins. Da.
se gătește foarte bine. Și mai mult decât atât, rog firma care produce așa ceva să ia în considerare unul și pentru mine. Corect. Ca să zic și eu la păi fel. Facem să fie bine, să nu fie rău. Se încropește ceva, bineînțeles, între timp am făcut la ustensila specială a lui Codruț. Eu am folosit grătarul EcoZoom verde aici în camping unde sunt. Consumă destul de puține lemne. Tochitura aproape este gata. Poate fi găsit pe site-ul ecozoom.ro și costă 399 de lei. Tochitura la grătarul pe lemne EcoZoom verde.